Salutare, eu sunt Bogdan, îți spun bun găsit și îți mulțumesc că te uiți la acest clip. Astăzi vreau să-ți vorbesc despre un subiect destul de important, cel puțin pentru mine, relația dintre anxietate și tendința noastră de a ne izola. Dacă te-ai simțit vreodată anxios și ai avut impresia că soluția ar fi să te retragi din viața socială, rămâi cu mine până la finalul acestui videoclip. Vreau să îți povestesc din experiența mea personală, cel puțin, și din discuțiile pe care le-am avut și cu alte persoane cunoscute, dar și din expertiza persoanelor care pe mine, cel puțin, m-au ajutat despre importanța relațiilor sociale din viața noastră și de ce este contraintuitiv să te lași păcălit de ideea că a te retrage din viața socială este poate cea mai bună soluție pentru tine. Ai avut și tu, de exemplu, tendința de a te retrage, să spunem, atunci când ai un conflict sau când lucrurile devin dificile la locul de muncă și consideri că nu mai poți face față, că cel mai bine este poate, nu știu, să-ți iei un an liber. Sau cum fac unii studenți, de exemplu, când au scăpat de un an destul de dificil și își au acel an sabatic pentru că ei consideră că este cea mai bună soluție de a se retrage din fața provocărilor. Ei bine, se pare că de fapt acest lucru poate aduce beneficii, dar poate să fie și contraintuitiv dacă de fapt problema ta este legată de anxietate. Mulți avem tendința să ne retragem din fața provocărilor, din fața zilelor dificile, atunci când vedem totul negru în fața noastră și nu mai vedem luminița aceea de la capătul tunelului, când fiecare zi de mers la job, la facultate și așa mai departe, devine o corvoadă. Sau când, de exemplu, credem că oamenii din cercul nostru de prieteni nu mai reprezintă încredere sau că ne-au dezamăgit, avem tendința așa să ne retragem în cuibul nostru, în casa noastră, în camera noastră și să stăm acolo închiși, ignorând totuși că viața socială, relațiile sociale pe care le avem sunt destul de importante pentru sănătatea mentală. Dacă te întreb de ce, e bine, în primul rând, relațiile din viața noastră joacă un rol esențial în menținerea sănătății noastre mentale. Fie că vorbim de familie, prieteni, iubit, iubită, soț, soție, vecini sau colegi, fiecare dintre aceștia poate aduce un aport pozitiv în viața noastră. Fie că ne fac să râdem, ne oferă un sfat sau un umăr pe care să plângem sau pur și simplu ne ascultă atunci când avem nevoie. Prin relațiile pe care le avem, ei bine, experimentăm momente fericite, găsim sprijin în cele dificile și învățăm unii de la alții. Chiar și atunci când lucrurile nu merg cum trebuie într-o relație și mai degrabă suntem dezamăgiți, și aceea este o lecție. De aceea este important să nu ne izolăm atunci când ne simțim copleșiți de anxietate. Permiteți-mi să vă citesc câteva rânduri din cartea doctorei Kieran Schnack, psihoterapeut, se numește Învinge anxietatea în 10 pași, te recomand cu drag. Spune Karen, când vorbește despre anxietate și de factorii care
ne pot ajuta să o învingem în ceea ce privește relațiile. Spune că prin intermediul relațiilor trăim momente fericite, găsim sprijin în momente dificile și petrecând timp împreună și pur și simplu stând de vorbă, făcând ceva amuzant sau interesant împreună, explorându-ne emoțiile, obținând o perspectivă diferită, ascultând opiniile altei persoane asupra unei probleme și așa mai departe, fără să ne dăm seama, acest lucru ne ajută în lupta noastră cu anxietatea. Spune și Dr. Kieran că nu este nimic rușinos. Nu uita că este ok să ceri ajutor. Oamenilor însă, dacă tinzi să te retragi în cuibul tău, în camera ta și pur și simplu să nu spui nimic, oamenii nu au cum să te ajute dacă nu știu de ce anume ai nevoie. Așa că este foarte important să nu te izolezi, să eviți acest lucru și să renunți la ideea că trebuie să suferi în tăcere. Mi-aduc aminte acum, îmi trece prin minte o discuție pe care am avut-o cu o persoană dragă, care tot spunea așa, când l-am întrebat de ce nu spune prin ceea ce trece, răspunsul clasic a fost pentru că nu vreau să ca ceilalți să-și facă griji pentru mine și să-i sperii mai tare, așa că prefer să țin în mine. Este contraintuitiv acest lucru, mai bine ieși din cochilie, fii vulnerabil și spune clar despre stările prin care treci, pentru că este foarte dificil să treci totuși de unul singur și crezi că ești așa un curajos și e mai bine totuși să faci față de unul singur. Cercetările arată că persoanele care suferă de anxietate, cum spuneam, au tendința să se izoleze de ceilalți. Pe termen scurt, acest lucru poate părea soluția cea mai ușoară. Ai scăpat de probleme, nu mai trebuie să te lovești de acel șef enervant de la muncă, de sarcinile pe care le ai, sau nu mai trebuie, de exemplu, să te duci la facultate, nu mai ai scăpat de examen și ești în siguranță în propria casă. Este mai ok, cel puțin în mintea ta, să te închizi în tine și să te retragi de la interacțiunile sociale. Problema este că, de fapt, așa cum spuneam, această izolare nu face nimic altceva decât să agraveze anxietatea, pentru că pe măsură ce anxietatea crește, tendința noastră este să renunțăm la activitățile obișnuite, să socializăm mai puțin, să ne petrecem tot mai mult timp în singurătate, în solitudine. Acest comportament însă creează un mediu perfect pentru ca anxietatea să prospere și îți pot confirma sau te pot asigura că singurătatea nu este deloc ușoară, mai ales atunci când suferi de anxietate. Și dacă anxietatea asta este legată de anumite frici, cum ar fi frica de singurătate, teama de respingere, ei bine, faptul că te izolezi și renunți la interacțiunile sociale nu face decât altceva decât să crească acel sentiment de singurătate. Ce putem face în aceste situații? Ei bine, o să zici și ce, e simplu de spus, eu trec printr-o situație dificilă. Ei bine, într-adevăr, este simplu să spui nu mai fi singur, fă-ți prieteni, socializează, dar este și dificil în același timp, trebuie să recunosc asta, pentru că trebuie totuși să menținem legătura cu oamenii care ne fac bine. Dacă ai pierdut legătura cu cineva, poți să o restabilești, asta este important, cu un mesaj simplu de genul: hei, a trecut ceva timp, dar mă gândeam la tine, ce mai faci? Uneori, într-adevăr, este dificil să te deschizi și să fii vulnerabil, cel puțin în anxietate, pentru că ne este teamă că ceilalți nu ne vor înțelege sau că vor judeca sau vor râde și nu vor crede că ceea ce ne afectează pe noi este real sau poate că te alinți. Ei, da, am auzit foarte multe cazuri că
Sunt mulți care exagerează când spun că au anxietate sau depresie. Într-adevăr, nu este nevoie să împărtășești totul dintr-o dată, să-i explici prietenului cu care nu ai mai vorbit de foarte mult timp că suferi de anxietate și că anxietatea are, din păcate, acest dezavantaj, această capcană de a te face să te retragi. Poți pur și simplu să vorbești despre lucruri care te fac să te simți confortabil dacă nu simți nevoia să fii vulnerabil și să explici toate fazele urâte ale unei săptămâni, dintr-o lună, dintr-un an și așa mai departe. Cheia însă este să petreci timp de calitate cu ceilalți, chiar dacă nu discutați despre problemele care te apasă. De exemplu, petreci timp cu cineva apropiat, dar nu discuți lucruri superficiale. La fel, nu văd de ce ai stabili o întâlnire cu cineva și în timpul acelei întâlniri ai lua pur și simplu telefonul și ai sta și ai răspunde la mesaje, ai sta și ai da cu degetul pe un ecran. Este important să petreci timp de calitate, iar prin asta spun activități pe care le puteți face împreună, discuții despre hobby-urile pe care le aveți, ultima carte pe care ați citit-o, un joc de societate, cărți, de exemplu, și așa mai departe. Beneficiile sunt multe, cum spuneam, ale relațiilor sănătoase pe termen lung. Adică, când spun relații sănătoase, mă gândesc la acele relații care au totuși o însemnătate și aduc un beneficiu. Pentru că pe măsură ce încep să fii mai deschis și să interacționezi cu cei din jur, vei vedea cum anxietatea începe să scadă treptat. Nu ar trebui să te aștepți la o soluție rapidă sau la o minune, dar gândește-te că ăsta este un proces, ca la un stil așa de viață care îți pregătește terenul pentru o stare de bine pe termen lung. Fie că îți petreci timpul cu prietenii, cu familia sau chiar cu un grup nou de oameni care îți împărtășesc totuși pasiunile, este important să îți creezi obiceiul de a nu te izola. Eu vă recunosc un lucru, că atunci când am pornit cu ideea asta de proiect Voi fi bine, am citit o pagină pe un cont de socializare, am citit o postare pe un cont de socializare care spunea că, vorbind despre anxietate, îi dai mai puțină putere să te controlezi. Anxietatea, într-adevăr, are foarte multe fațete și una dintre acestea ar fi aceea că te poate face să te izolezi foarte, foarte mult, să-ți fie rușine inclusiv să postezi, ce să mai spunem despre ideea de a te filma și de a te face vulnerabil și a te expune în fața unui grup de oameni necunoscuți care fie te pot aprecia pentru ceea ce faci și ceea ce spui, fie pot să râdă sau să spună că ceea ce ai spus tu este o prostie, ca să nu mă exprim în alți termeni, răutăcești, cum am întâlnit în ultima perioadă pe internet. Așadar, ține minte totuși că nu ești singur în lupta cu anxietatea, chiar dacă acest lucru pare foarte posibil, mai ales atunci când te izolezi. Există multe alte persoane care trec și ele prin același lucruri sau lucruri diferite ca și tine, mai ușoare, mai grave. Sunt unii care au căutat ajutor, au mers la terapie sau și-au pornit în propria călătorie de vindecare și de dezvoltare personală. S-ar putea ca atunci când vorbești deschis despre problemele prin care treci să ai surpriza că sunt unii care te pot ajuta cu sfaturi. Îți pot explica ce anume înseamnă călătoria lor de vindecare, cum și-au învins anxietatea, ce înseamnă terapia dacă au apelat la ea, și văzând aceste lucruri la ei, s-ar putea să prinzi și tu curaj și să ceri ajutor, să înțelegi că este ok să ceri ajutor și până la urmă să îți schimbi și tu discursul că de ce să investesc în 200 de lei într-o ședință de terapie când pot pur și simplu să merg mai departe. Din
nefericire pentru persoana care a susținut asta, anxietatea și problemele de sănătate mentală au prostul obicei de a ieși totuși la suprafață atunci când te aștepți mai puțin. Ține minte așadar, ieși din cochilie, încearcă vulnerabilitatea, poți trimite un mesaj unui prieten, poți să te întâlnești cu cineva care te aduce o stare de bine și poți încerca să nu lași totuși anxietatea să preia controlul căzând în capcana de a te izola. Îți mulțumesc că m-ai urmărit și nu uita că dacă ai nevoie de ajutor, este întotdeauna în regulă să ceri sprijinul celor care țin la tine. Pentru că dacă nu spui prin ce treci celor dragi, nimeni nu te poate ajuta pentru că, din nefericire, încă nu s-au născut oameni care pot să citească gândurile altora și nici să vadă dincolo de chipul fericit pe care îl văd în față sau pe o rețea de socializare.